Pășcănenii și persoanele din împrejurim nu vor mai beneficia gratuit de serviciile de radiologie oferite de Spitalul Municipal de Urgență din Pașcani până la sfârșitul lunii. De astăzi, fondul oferit de Casa de Asigurări a fost terminat, astfel că toți cei care au nevoie de astfel de servicii vor trebui să scoată bani din buzunar. Conducerea Spitalului de Urgență din Pașcani a anunțat astăzi că până la sfârșitul lunii ianuarie toate serviciile de radiologie se plătesc. Asta pentru că fondul alocat de Casa de Asigurări pentru luna în curs, în sumă de 3.000 de lei, a fost cheltuit. Început de an și ca la orice început de an nu avem buget, ne orientăm și funcționăm până când vom încheia contractul cu Casa de Asigurări, după bugetul anului trecut, dar sunt anumite sectoare, departamente, compartimente, cum ar fi, de exemplu, paraclinicul, radiologia, laboratorul, avem niște sume de la Casa de Asigurări, care sunt mult mai mici decât lunile anului 2013. De exemplu, la radiologie și la laboratorul de radiologie și imagistică medicală, de astăzi, pacienții care se prezintă cu bile de trimitere trebuie să-și plătească investigații, pentru că s-a epuizat fondul de repartizat de la Casa de Asigurări de Sănătate. În lunile trecute aveam un plafon în jur de 8-9 mii de lei și acesta acoperea investigațiile făcute gratuit la toți pacienții care se prezentau cu bile de trimitere, pentru că aici este vorba. Este vorba de cei care vin, de pacienții care vin cu bile de trimitere, deci în ambulatoriu. Foile de zi și foile continue beneficiază de gratuitate prin faptul că pacientul are documente de internare. Dar biletele de trimitere sunt cele care trebuie să se încadreze în acest plafon. Deci o sumă de 8-9 mii de lei era îndestulătoare pentru o lună de zile, pentru o lună plină. Pentru o lună plină de activitate. Afectați de această decizie vor fi pacienții trimiși de medicul de familie sau specialist care vor fi buni de plată. Fac însă excepție bolnavii internați, diabetici, cei diagnosticați cu tuberculoză, veteranii de război și copiii până în 18 ani. Menționăm că în compartimentul de radiologie și imagistică în fiecare zi se prezintă în medie 4-5 pacienți, iar până anul trecut fondurile pe lună au fost de aproape 9.000 de lei, bani suficienți pentru a suporta toate cheltuielile.